De la sărac la cel mai bogat om din Brookhaven. Cum am reușit, o să vedeți în episodul de astăzi, așa că vă rog să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Of, stau aici deja de câteva ore și nu am primit niciun ban, nimic. Cred că o să rămân flămând în seara asta. Vă rog să mă ajutați cu banii. Ia aici, copile, niște bani, să nu mai stai pe stradă. Mulțumesc, domnule. Nu-mi vine să cred cât de generos e domnul acesta. Mi-a dat o grămadă de bani. Hai să mergem, dragule. Domnul acela mi-a dat mai mulți bani decât trebuia. Cred că o să mă duc să-mi iau niște mâncare. Aoleu, mi-e așa de foame. Și pe lângă asta, cred că o să mai îmi rămână bani să mai îmi cumpăr și niște haine. Ia să mă duc aici repede să-mi iau niște mâncărică. Perfect, mi-am luat un burger, mi-am luat și un suculeț și niște cartofi prăjiți. Aoleu, că zici că n-am mai mâncat de o săptămână. Ce-i drept, de două zile n-am mai prins mâncare deloc. Așa că o să mă bucur de această mâncare. Aoleu, ce bună e mâncărica. Și acum, gata, am gătat mâncărica. O să mă duc să-mi iau de restul banilor niște haine. Îmi trebuie niște haine noi. Poate o să reușesc să mă și angajez. Aoleu, de-abia aștept să-mi dau hainele astea jos de pe mine. Ia să vedem ce haine aș putea găsi. Să-mi iau o altă bluzică. Aoleu, asta nu e faină și e și foarte scumpă. Aș putea să-mi iau bluza asta sau de fapt e un fel de hanorac. Și cu pantalonii ăștia, da, cred că sunt perfecte. Și acum trebuie să mă duc să încerc să-mi iau un nou job. Oare aș putea să mă angajez la poșta din Brookhaven? Am văzut că era un anunț pe ușă, deși acum nu mai este. Dar aș putea încerca. O să mă duc și o să vorbesc cu șeful de aici să văd dacă mă angajează la poștă. Perfect, m-a angajat și mi-a dat și uniforma și trebuie să mă duc să livrez niște cutii. Ia să le iau așa, să le încarc aici în mașinuță. Așa, punem cutiuța asta aici, să mai iau și încă cutiuța asta la altă. Asta trebuie să o livrez neapărat, bun. Și aș putea să mai iau și niște scrisori. Ia asta așa, să duc și niște scrisori, pentru că unele persoane încă mai folosesc scrisorile. Stai așa, să punem scrisoarea așa, am dat cutia la o parte. Bun, hai să mai luăm încă o scrisoare, să o punem și pe asta aici. Bun, și să mai luăm încă o cutiuță și să o punem și pe asta aici. Și o să mă duc să livrez toate cutiuțele și scrisorile ca să fac niște bănuți. Oare de unde se deschide ușa de la garaj? Cred că de aici de undeva. Ia să vedem, da, funcționează. Și hai să mă urc în mașină să mă duc să livrez cutiile. Bine, trebuie să și închid ușa la garaj înainte să plec. Așa să nu mă certe șeful. Și o să livrez cutiile prin Brookhaven. Oare ce s-a întâmplat de sunt mașinile astea de la spital aici, ambulanțele astea? În fine, nu știu, eu vreau să devin cel mai bogat om din Brookhaven și nu știu dacă o să mă ajute neapărat jobul acesta. Hai să iau de aici o cutiuță și să o duc să o livrez. Ia să vedem dacă este cineva acasă, sunăm la sonerie și așteptăm să vedem dacă vine cineva. Dacă nu, o să las cutiuța în fața ușii. Aparent văd că nu e nimeni acasă, o să las cutiuța aici și mă duc să fac o nouă livrare. Ia să închidem aici o ușiță și hai să urc în mașină să mă duc să fac o nouă livrare. Cred că mai am o livrare la casa cealaltă de lângă. Opa, dă-te fata să nu te calc. Așa, cred că mai am o livrare, da, uite aici mai am o livrare de făcut. Ia să vedem, cred că era, oare era domnul de acolo care a plecat? În fine, dacă nu e acasă, el are o scrisoare. Ia asta așa să vedem. De-aia să luăm scrisoarea și să o ducem să sunăm. Poate era domnul care tocmai a fugit. Ia să sunăm la sonerie. Alo, domnul, ești acasă? Aparent nu e acasă nici domnul. O să mă duc să văd dacă el este. Domnul, aveți o scrisoare, uitați aici. Ați primit o scrisoare. Mulțumesc pentru scrisoare, o zi bună vă doresc.
Cu plăcere, cu plăcere. Să mergem mai departe. Bun, dar cred că jobul acesta nu prea îmi place chiar atât de mult, pentru că câștigi destul de puțin. Ar trebui să fac altceva ca să devin cel mai bogat om din Brookhaven. Mai livrez încă un pachet și după aceea o să mă întorc înapoi și cred că o să-mi dau demisia după ce primesc bănuți. Uite, aici mai am de livrat încă un pachet. Ia să deschidem mașina, luăm pachetul ăsta, hai să sunăm și mi se pare dubios că oamenii nu prea sunt acasă. Ia să dăm să sunăm. Văd că nu vine nimeni nici aici. Las pachetul la ușă și mă duc mai departe. De fapt, mă întorc acum înapoi la sediu și o să las mașina acolo, o să-mi dau demisia. Ia să deschidem întâi garajul, să punem mașina la loc. Așa frumosel, stai așa să o parchez. Easy, gata, am parcat mașina, închid garajul și mă duc repede să îmi dau demisia. Gata, mi-a ajuns la câte pachete am livrat. Cu banii pe care i-am făcut, mi-am cumpărat o mașină mai veche, dar acum cred că o să mă duc. Aoleu, ce faci, Dania, nu te băgat bine. Doamne, vrea să mă bușească aici. Doamne, ce șoferi sunt aici în Brookhaven. Ok, trebuie să plec cât mai departe. Ce bine că am scăpat de dubiosul acela. Însă am făcut o comandă și la locul acesta special ar trebui să fie ustensilele care o să mă facă bogat. Ia să vedem ce că aici ar trebui să fie în casa asta abandonată. Oare sunt chiar în frigider? Opa, aici erau și foarte bine că s-a și noptat. Am lanterna care să mă ajute să văd în întuneric, bomba și pistolul. O să mă duc să jefuiesc niște case, pentru că asta e cea mai rapidă metodă de a te îmbogăți în Brookhaven. Hai să vedem acum dacă găsesc niște case unde proprietarii sunt plecați. Văd aici o casă, opa, e dubiosul ăla cu mașina, poate nu e acasă. Și aș putea să-l jefuiesc. Oh, nu e acasă. Mamă, ce l-aș fi jefuit pentru că a încercat să mă bușească. Hai să mergem să căutăm o altă casă. Pe strada aceasta este foarte multă lume, însă aș putea să găsesc o casă unde nu e proprietarul. Uite, am găsit casa asta. Ia să vedem, nu pare să fie nimeni acasă. Ușa este închisă, dar nu este nicio problemă, pentru că o să pot să intru. Ia să vedem. Opa, am reușit să intru în casă și trebuie să-i caut neapărat seiful acum. Oare unde își ascunde seiful? E pe aici, pe undeva? E pe aici, prin baie? Unde e seiful, frate? Trebuie neapărat să-l găsesc. Oh, nu, mi s-a părut mie sau era cineva acasă? Sper că nu. Are seiful oare aici sus? Văd că e și lumina stinsă. Poate doarme. Aici e baia. Unde ți-a ascuns seiful? Sau poate că e jos de tot. Hai să mergem și la subsol să vedem. Opa, s-ar putea să fie... Oh, nu e acasă! E acasă, o să trebuiască... Oh, cred că m-a văzut! Oh, nu, trebuie să fug de aici! No, trebuie să fug! Doamne, era să mă prindă! Îmi iau mașina și am plecat! Holy moly, ce bine că am scăpat! Aoleu, ce era să mă prindă? O să încerc să o jefuiesc pe persoana asta-laltă. Dar cred că o să merg pe aici, pe undeva... Și hai să intrăm prin spate. Da, hai să intrăm pe aici prin spate. Ia să vedem... Așa, gata, am reușit să intru în casă. Și hai să-i căutăm seiful. Doamne, ce bine că am scăpat de acolo. Am văzut trapa aia ascunsă. Ia stai așa. Da, 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 aici este seiful. Opa. Yo, am reușit. Ia uitați aici seiful. Hai să punem o bombă. Perfect. Și să explodăm, gata, am reușit să iau banii. Mamă, și câți bani sunt aici. Oh, perfect, perfect, perfect. Oho, am reușit să fug cu banii. Mă duc repede să iau mașina și cred că m-am îmbogățit, prieteni. Aș mai da încă o singură spargere. M-am întors la casa celui care mi-a bușit mașina și cred că a plecat de acasă, așa că aș putea să dau spargerea
Ușa este închisă, dar nu este nicio problemă, pentru că eu o să pot să intru. Ia stai așa, a, trebuie să-l pun puțin mai încoace. Opa, așa. Gata, acum ar trebui să pot să intru. Ăla e gata, am intrat în casă. Și hai să vedem unde are seiful oare. Cred că e undeva la etaj. Da, hai să punem o bombă aici. Explodăm și luăm banii, după care fugim cu ei și gata, m-am îmbogățit, frate. Oare reușim să mai plecăm de aici? Ia să vedem, da, am reușit. Și am reușit să devin cel mai bogat om din Brookhaven. Ia uitați-vă aici ce casă șmecheră mi-am luat. Și dacă deschid ușa de la garaj, aici se ascunde Bolly Idol, care este al meu, este cea mai scumpă mașină. Mamă, cât de frumoasă este. Perfect, și am și piscină, deși acum ninge afară, dar am și piscina aici frumoasă. Apa e călduță oricum și am o casă gigantică pe care pot să o folosesc cum vreau eu, pentru că este a mea. Uite așa am ajuns de la cel mai sărac om din Brookhaven la cel mai bogat. Astăzi o să mă prefac sărac să văd cum reacționează oamenii din Brookhaven. Oare mă vor ajuta sau mă vor da la o parte? O să-mi iau niște haide de sărac pe mine, așadar o să mă duc repede la costume. O să-mi aleg costumul clasic de sărac, pentru că acest costum îl recunoaște toată lumea. O să-mi țin și banii la mine, însă o să îi bag în buzunar. O să-i ascund ca să nu îi vadă nimeni și o să plec prin Brookhaven. Oare cum vor reacționa oamenii? Opa, este un domn polițist aici. Oare acest polițist o să creadă că eu am șefuit casa? Oh, nu am fugit, frate! Și ar căuta un sărac într-o casă premium. Doar dacă ar vrea să o jefuiască ar merge acolo. Brookhaven-ul este pustiu, cred că nu e cea mai bună zi în care să fiu sărac, deci efectiv nu văd pe nimeni. Hai să mergem până la restaurant, că am văzut acolo o mașină și poate este cineva. Sper să mă ajute. Opa! Stai așa, mașina are șofer. Hello! Îl salutăm pe băiatul. I need money or food. Am nevoie de mâncare sau de bani, frate. Te rog, mă ajut și pe mine. Și mai era aici o persoană, însă a fugit. Unde s-a dus? Poate că ar trebui totuși să mă duc să caut o altă persoană, pentru că acel băiat nu vrea să mă ajute. Uite-o pe fata aceea. Fata, stai puțin, tanti, mă ajut și pe mine cu niște bani. Oh, e tanti doctoriță, are mulți bani. Stai așa, tanti doctoriță, mă poți ajuta? Am uitat să-i pun semnul întrebării, m-am urcat și eu în mașină. Îi punem un semnul întrebării și scriu I need food or money. Am nevoie de bani sau de mâncare. Te rog, dă-mi și mie niște bani. A zis ok? Mamă, oare mă duce să-mi cumpere mâncare? Poate tantia aceasta este de treabă. Aparent m-a luat cu mașina, chiar nu mă așteptam să se întâmple asta. Și mă duce la magazin, am crezut că mă duce la magazin să-mi cumpere haide. Ba nu, mă duce să-mi cumpere mâncare. Wow! Băi, hai să vedem dacă îmi cumpără ceva de mâncare. În sfârșit am întâlnit pe cineva care mă ajută. O să mă pun aici. Wow, mi-a dat mâncărică. Wow, ce bun a fost mâncărica, mulțumesc. Hai să scriem așa, very good. Băi, chiar mi-a dat mâncare. Very good. Aș vrea și niște bani. Oare dacă o să-i cer și niște bani o să îmi dea? Can you give me some money? Hai să punem semnul întrebării. Vreau să văd dacă o să-mi dea și niște bani. Ok. Băi, cred că vrea să spun acum că a putut să-mi dea mâncare, însă nu poate să îmi dea bani. Mamă, băi, deci m-a ajutat foarte mult, însă nu mi-a dat bani. Și-a dispărut acum. Ok, cred că trebuie să plec de aici, frate. Hai să mă duc să caut alte persoane. Am mai văzut aici niște fete. Mamă, fata asta pare bogătașă, are telefon, vorbește... Hei! Băi, m-a văzut sărac și a fugit! Oh, nu! Cred că nu suportă săracii. Hai să-i cerem bani.
Să vedem dacă îmi dă niște bani. A scris bonjour, parlez-vous français, français, ça va, très bien, merci. Ok, ok, cred că am vorbit prea multă franceză. Money, 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 give me money. Gen, ok, fata aceasta cred că se preface că nu mă înțelege doar ca să nu îmi dea bani. Hopa, Mr. Beast, stai așa că l-am întâlnit pe Mr. Beast. Hello, Mr. Beast, salutare, stai puțin, domnule bestie, nu mai sunt și pe mine cu niște bani. Mamă, oi, ce atletic e Mr. Beast, eu am rămas în urmă deja, mă, doar picioarele la cât am alergat după el. Stai puțin, help me with money. Mr. Beast are o grămadă de bani, frate. Dacă nici el nu mă ajută cu niște bani, nu știu ce să zic. M-a lăsat cu ochii în soare și a plecat. Băi, Mr. Beast, a zis nu? Serios, a zis nu? Băi, nu a vrut să-mi dea și mie acolo un dolorel măcar. Deci am dat până acum de o tipă super, super ok care mi-a dat mâncare. Însă nimeni nu vrea să îmi dea bani. What? Aparent există o competiție undeva pe bani. O să-mi iau bicicleta și o să mă duc acolo. Repede, repede, repede. Am ajuns la locul unde zicea că o să fie competiția, dar nu e nimeni aici, adică e doar fata aceasta. Uite, deci scrie aici, competiția este la Eagle View. Sunt aici, bro. Unde este competiția? Adică nu văd efectiv nicio competiție. Uite-te și tu acolo, Mr. Beast cu fetele acelea și tocmai ce a dat fetei o geantă plină cu bani. Și nu a vrut să mă ajute pe mine cu câțiva bani. Serios? Ce ciudat este Mr. Beast. Am găsit aici un băiat. Hai să scriem hello. Stai să vedem dacă vrea să mă ajute. Sau poate gagica asta. Ok, gagica asta pare mai de treabă. Hey, can you give me some money? Vreau să devin bogat, gen. Mamă, ce amuzantă e tipa aceasta. No, nici tipa asta nu vrea să-mi dea bani. Băi, deci nu vrea nimeni să mă ajute cu bani. Băiatul acesta pare că am speriat și a fugit de mine. Oh no, frate, nimeni nu vrea să mă ajute cu bani. Văd un cal în fața restaurantului. Ce caută un cal aici? O fi cineva în restaurant? Poate e cineva la baie? O să intru la baie? Scuze, bata, chiar era cineva la baie? Nu pot să cred, bro. Băi, chiar nu mă așteptam să fie cineva la baie. M-am dus așa numai. Hai să-i scriem. Îi scriu de aici așa, din fața ușii. Jasmine, te rog, ajută-mă cu niște bani, adică am așteptat aici în fața toaletei, gen. Sper să nu plece pe lângă mine și să nu mă ajute. Pare ca și cum ar fi dansatoare, bro, sau ceva de genul acesta. Nu vrea să-mi dea bani. Please, hai să scriu aici, please, some money. Vreau să mă ajute cineva cu niște bani. S-a pus aici așa. Vrea să fie pe gagică reală sau care-i treaba? Ia să mă pun și eu aici lângă ea. Oh, nu s-a ridicat, serios, când mă puneam și eu jos aici pe masă. Ok. Băi, frate, râde de mine. Ia, uite-te și tu la ea. S-a pus acolo și râde de mine în loc să mă ajute. Ok, cred că o să plec de aici. A făcut mișto de mine, gagica. N-am găsit nicio persoană bună în afară de fata aceea cu care m-am întâlnit prima dată și mi-a dat mâncare. Băi, dar bani nu vrea să-mi dea nimeni. Fata asta mă urmărește cu calul, vrea să-mi dea cu bulii. Stai așa că o să mă duc aici, o să mă ascund. Vine cu calul după mine. Mamă, da, băi, mă urmărește ca să-mi dea bulii. Aoleu, trebuie să scap de ea, o să fug. Mă bag aici la înghețată, mă ascund după. Poate nu mă vede. Cred că am scăpat, frate. Nu știu dacă m-a văzut. O să-mi pun binoclu puțin. Și cred că acum vrea să-i dea cu bulii. Oh, nu vine aici, frate. M-a găsit. Trebuie să scap de fata asta. Băi, deci mă urmărește. Mă duc aici la etaj. Cu siguranță aici la etaj nu o să vină. O să mă urc așa frumușel și o să mă uit să văd dacă trece. M-a găsit și aici.
Da, voi m-am găsit și aici, fata asta, nu cred că o să mai scap de ea niciodată. Și și-a făcut un prieten nou. Oh, no. Oare vrea să mă ducă? Ia uite-te că m-a luat pe sus și mă duce și pe mine. Deci mi-a dat cu Bully și acum vrea să mă plimbe cu calul. Ok, asta o să fie cea mai ciudată plimbare din Brookhaven. M-a dat jos acum? De ce m-a dat jos? Vrea să-mi dea bani totuși? Nu mai râde de mine, te rog, vreau bani. Îmi dă băiatul acesta bani? Nu pot să cred, nu pot să cred. Îmi dă băiatul acesta bani, a zis here. Îmi dă o geantă plină cu bani, frate. Dar stai să vedem dacă chiar mi-o dă. Da, mă, mamă. Hai să scriem aici, thanks. Holy moly. Aparent băiatul acesta este bogătaș. Fata aceasta s-a făcut săracă doar ca să primească și ea bani. Băi, deci ia uitați-vă, și-a pus fața plângăcioasă și hainele doar ca să primească și ea bani. Și-a schimbat până și freza ca să nu o mai recunoască nimeni. Băi, cred că este gold digger. Cred că vrea să primească bani doar. Este o fată care caută doar interesul. Oh, nu, frate, am dat de așa ceva pe Brookhaven. Când m-am prefăcut sărac, nici măcar nu aveam nevoie de banii ăștia, pentru că doar m-am prefăcut sărac, dar aparent există și asemenea persoane pe Brookhaven care vor doar să ia banii. Este timpul să mă duc la bancă. Cred că o să reușesc să o șefuiesc, adică mi-am planificat asta de foarte, foarte mult timp, m-am și deghizat să nu mă recunoască poliția și o să mă mișc cât de repede pot ca să nu cumva să vină vreun echipaj. Ia să vedem, punem bomba și bang! O să fur banii și din momentul acesta o să devin bogat, frate. Adică chiar îmi doream de foarte mult timp să am o grămadă de bani. Ia să mă urc în mașină și ca să fie mai sigur o să mă duc să ascund undeva banii. Cel mai probabil cred că o să mă duc la cimitir, adică acolo de obicei poliția nu prea vine să caute. Cine ar căuta la cimitir niște bani, frate? Ia să cobor frumos și să mă duc să pun banii. Cred că o să-i pun, știu, nu o să-i pun aici în groapa asta gata săpată, că s-ar putea să găsească cineva și după aceea o să rămân sărac. Cred că o să-i arunc undeva aici. Aici nu o să-i găsească nimeni din moment ce există și pământul pus deasupra. Gata, i-am pus acolo, i-am ascuns bine banii și o să vin să iau mai târziu. Îmi iau mașina și mă tir de aici ca să nu vină poliția. Vrum, vrum, vrum. Tocmai ce am primit un apel, s-a dat o spargere la bancă. Trebuie să mă grăbesc, să iau cătușele, să iau și un pistol, să-l am la îndemână, un taser desigur, în cazul în care se complică treburile, și mă urc direct în mașină. Oare a reușit să scape infractorul? Sper că nu. Ia stai să-i dau drumul și la sirenă, să știe toată lumea că vine poliția. Ei, poliția în acțiune. Tu, 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 tu. Încă se aude alarma, frate. Ia să mă duc să văd. Sper că n-a fugit infractorul. Mi-au și pistolul. Deschid ușa. Ia să vedem. Oh, ce? Ce s-a întâmplat? E atât de mult foc aici. Unde sunt banii? Unde e infractorul? Cred că a fugit cu toți banii din Brookhaven. Banca a rămas cu 0 lei. Vă rog să mă ajute și pe mine cineva cu niște bani. Sunt cel mai sărac și cel mai albastru Huggy Wuggy din Brookhaven. Vă rog cineva să-l ajute și pe Huggy Wuggy. Of, oamenii ăștia nici măcar nu mă bagă în seamă. Am rămas atât de sărac încât nu am bani nici să-mi iau un covrig. Și uite, e poliția acolo și nici măcar poliția nu vine să mă ajute cu niște mâncare. Ce mă fac? Nu pot să stau așa cu burta goală, frate. Mi-e atât de foame. Sunt un Huggy Wuggy înfometat. Cred că o să mă
duc pe stradă și o să încerc să le cer oamenilor ceva să mănânc. Ei, vă rog, ceva de mâncare și mie, că nu mai pot, am burta goală. Pleacă de aici, ciudatule, nu o să-ți dau nimic, salut. Ok, credeam că fata aceea o să-mi dea ceva de mâncare, dar aparent nu a vrut să mă ajute. Ia să văd să mă duc la altcineva. Ei, bună fata, te rog, ajută-mă și pe mine cu ceva de mâncare. Nu-l ajuta, ascultă-mă pe mine, nu-l ajuta. Pleacă de aici, ciudatule, sau te împuști. Au, nu, fata asta vrea să mă împuște. Adică doar ceream niște bani ca să nu mor de foame și a venit cu pușca după mine, mă aleargă. Vino aici că pui eu una pe tine. Își trag la picioare, dar dacă mă șumperi o să-și trag în freză. Au, nu, au, nu, trebuie să fug, să mă ascund pe undeva, frate. O să merg pe aici, pe la spital. Cred că intru prin spital. Doamne, mă urmărește fata asta ciudată. Stai pe loc, băiatule albastru. Aoleu, ce mă aleargă băiatul ăsta albastru. De suferitule, vii și-mi cer bani și după aceea fugi. Voiam să mănânc și eu ceva. Cred că știu, cred că o să o iau prin tuburile astea și cu siguranță o să scap de ea. Dar am reușit, am reușit, am fraierit-o. Mă bag iar în tub și mă ascund aici. Unde e oare? Cred că am scăpat de ea, frate. Ce bine m-am ascuns. Doamne, mi-am pus viața în pericol pentru niște mâncare. Pe bune, m-am tirat de aici. Doamne, cât de ciudat e Brookhaven-ul. Ah, ce bine ar fi fost dacă aș fi avut niște bănuți. Cred că mai bine mai stau puțin aici la magazin și în cazul în care o să-mi dea cineva bănuți, eu cred că o să reușesc și eu să supraviețuiesc. Deja s-a făcut lumină și nu am primit nici măcar un leu, așa că cred că o să plec de aici pentru că stau cam degeaba și o să mă duc să dorm în locul meu unde dorm în fiecare zi pentru că eu de obicei seara încerc să fac un bănuț și pe timpul zilei mă pun să dorm. Sper să nu mai fie fata aia ciudată, doamne, cum merge, încă e pe aici prin Brookhaven. Ok, da, mă duc să mă pun aici, mă ascund practic. Practic, pentru că nu vreau să mă găsească locuitorii din Brookhaven și aici este patul meu, ascuns desigur. Opa, stai puțin că mă lovește ceva la picior. Ce e chestia asta? Stai un pic să ies afară să văd că nu prea văd așa bine aici. O geantă cu bani? A dat norocul peste mine? Ce caută geanta asta cu bani în dormitorul meu, frate? Adică chiar nu mă așteptam să găsesc așa ceva. Cineva mi-a făcut un cadou? Wow, cred că m-am îmbogățit. Ok, am găsit geanta asta plină cu bănuți. În primul rând o să mă duc să-mi schimb hainele, pentru că m-am săturat de hainele astea urâte. Le-am deja de câteva luni pe mine. Da, da, asta o să fac. O să mă duc direct la magazinul cu haine, care este chiar peste drum, și o să-mi iau cele mai scumpe haine. O să-mi cumpăr doar haine premium. În sfârșit a dat norocul peste mine să mă îmbogățesc, frate. Așa, ia să vedem. Vreau să-mi iau cele mai scumpe haine care există. Ok, ia să vedem aici ce găsim la magazin. O să-mi iau niște haine șmechere, rău de tot. Să văd ce mi s-ar potrivi mie. Cred că o să-mi iau pe asta, mi se pare super amuzantă. Are fețele astea pe ea și plus că are o față care seamănă cu mine acolo în partea stângă. Wow, îmi place. Ok, hai să văd și niște pantalonași. Wow, niște pantalonași din ăștia așa de tigru. Chiar îmi plac și ăștia. Hai să ne mai uităm puțin. Și putea să-mi iau pantalonașii ăștia că se potrivesc super, super tare. Gata, mi-am găsit hainele mele. Ia să scot bănetul, așa, să las aici o parte din bani și mă duc mai departe pentru că trebuie să îmi cumpăr o casă super șmecheră, desigur premium, pentru că îmi permit acum și o să-mi iau chiar aici pe deal, unde este cel mai scump loc din Brookhaven. Ia să vedem. Ok, cred că o să-mi aleg o casă gigantică, frate, adică nu mă încurc cu orice casă, însă trebuie
neapărat să fie premium. Uite, pe asta mi-o iau, gata. Asta este casa pe care o vreau și sper să aibă și piscină, dacă nu o să-mi cumpăr și piscină. Ok, da, ar putea să aibă aici piscină în spatele casei. Ia să vedem noi, gata frate, avem și piscină. Adică eu trebuie să am toate facilitățile acum pentru că am devenit cel mai bogat Oogie Oogie din Brookhaven. Mamă, cât de șmecheră e casa. În sfârșit sunt și eu bogătaș. Ia să iau și eu un măr să mănânc. N-am mai mâncat un măr de un an de zile, frate. Adică am mâncat doar resturi ce am mai găsit pe la gunoi și așa, că eram foarte, foarte sărac. Însă acum sunt mega bogătaș. Ia uite, am și șemineu aici. Stai să-i dau drumul la șemineu, frate. Dar cum se dă drumul la șemineu ăsta? Ok, încă nu mă pricep să-i dau drumul la șemineu, dar o să învăț, sunt bogat așa dintr-o dată. Probabil de aici, de undeva. Da, bă, gata, mi-am dat seama. Oogie Oogie își dă seama repede de tot ce mișcă. Ok, și baia asta gigantică, luxoasă, e cea mai tare casă. A, și de fapt, dacă sunt atât de bogat, cred că o să-mi iau și o mașină premium, pentru că am nevoie să mă deplasez și aș putea să-mi iau o mașină super, super șmecheră care să se potrivească cu hainele mele foarte scumpe. Ia să vedem. O să-mi iau o mașină. Cred că o să-mi iau o mașină din asta. Îmi place că e decapotabilă și o să-i schimb culoarea, bro. Adică o să fac tot albastră, însă un albastru mai deschis. Așa, perfect, gata, bă, ia uite ce bine arată acum. Să-mi pun și bonetul așa. Altă treabă. În sfârșit am ajuns cel mai bogat Oogie Oogie de pe Brookhaven. Cam acesta a fost episodul, hudinașilor. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Iar eu am fost Oogie Oogie, de la sărac la bogat. Pa, pa, ne revedem pe următoarele episoade. Zbai!